Duminică, câteva sute de oameni au luat parte la slujba organizată la Mănăstirea Arbore pentru a comemora 500 de ani de la moartea portarului Sucevei, Luca Arbure. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul primarului Dan Tiperciuc și a avut loc în prezența oficialităților, precum prefectul Sucevei Alexandru Moldovan, deputații PSD Mirela Domnicăi și Gheorghe Șoldan, senatorul Gheorghiță Mândruță, prorectorul USV Ștefan Purici, primar din zona Rădăuț și subprefectul Ioan Șologon. Slujba a avut loc în condiții meteo dificile, cu ploaie torențială, dar credincioșii au participat în număr mare și au fost încurajați să aștepte afară până când toată lumea a putut intra în biserica cu hramul tăierii capului Sfântul Ioan Botezătorul. După încheierea liturghiei, cadre militare și oficialități au depus coroane la mormântul lui Luca Arbure. Primarul Dan Tiperciuc a subliniat că evenimentul nu a fost doar un festin de circumstanță, ci un semn de recunoștință pentru portarul Sucevei și a făcut referire la batalionul 26 supraveghere cercetare de la Brad, care îi poartă numele lui Luca Arbure. Comandantul batalionului i-a acordat primarului o distinție în semn de recunoștință. Evenimentul a fost marcat și de prezența copiilor de la școala din localitate, îmbrăcați în straie tradiționale, care au interpretat cântece despre Luca Arbure și pământul strămoșesc. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Prin al preasfințitul Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe preacuviosul Părinte Stareț Protosinghelul Porfirie, din preună cu toți părinții, frații, ostenitorii, miluitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Bine, să fim bine cu Iisus, mă voi împărățiți pe Rabului și mai mult în zăpada Domnului. Amin. Auzului meu voi da bucurie și veselie, bucuroase, bucuroasele pe legele scrite, în orice fața ta, de multe păcate, și toate sunt de legele de legele. Eu, frate, zidește, pentru mine Dumnezeule și tu, drept, noi ești pentru cele din nou. Stăpânitor, mă întărește. Învățăm pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu, mântuirii mele, lasă la limba mea de dreptate. Doamne, puțele mele, mi-ai deschide și gura mea cu vestirea mea. Că de fi voi, jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot le vei binevoi. Sărbătoare mare în această localitate. Dar vreau să vă spun că numele de Luca Arbore se leagă nu numai localitatea Arbore, ci și împrejurimile. Dumnezeu a rânduit ca să slujesc câțiva ani la Botoșana, fostă moșie a lui Luca Arbore, care a lăsat-o fiicei sale Odochia și care mai apoi a ajuns să fie donată mănăstirii Solca. Iar scopul întâlnirii noastre de astăzi este acela de aducere aminte la împlinirea 500 de ani de la moartea celui care a fost Luca Arbore. Așa cum scria domnul primar în invitație, diplomat și om de stat, comandant de oști din țara Moldovei, în vremea sfântului și binecredinciosului voivod Ștefan cel Mare. În istoria poporului român, Dumnezeu a lucrat prin oameni.
Un asemenea om a fost și Luca Arbure, portarul Sucevei, un om înzestrat ca mulți alții, cu mulți talanți, pe care i-a făcut să rodească cu demnitate și caracter. Prin cele două ctitorii, biserica tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbure, înscris în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, și biserica Sfântului Ioan cel Nou din localitatea Șipote, Iași, rămâne în conștiința generațiilor care i-au urmat un model de performanță profesională și credință lucrătoare. Vreau să vă felicit pentru că pe lângă familia personală pe care o aveți acasă, aici la Arbore și s-a văzut în ciuda vremii că sunteți o familie mare și frumoasă, dumneavoastră arborinii, și vreau să vă doresc în continuare să vă bucurați și de amprenta de gospodar pe care a lăsat-o peste comuna Arbore, domnul primar, pentru modul în care a înflorit comuna, iar personalitatea hatmanului Luca Arbore și umbra lui să vă ocrotească în continuare. În așa frumoase și solemne momente, nu am putut decât să trăim bucuria faptului că vedem lucrurile care sunt împlinite și că istoria ne obligă ca mai departe să facem pași care să poată să lase pentru copiii noștri și pentru neamul nostru ceea ce trebuie de păstrat și de adus în lumina fiecărei zile. Nu am să reiau nimic din tot ceea ce s-a vorbit, pentru că s-au spus lucruri absolut minunate. Însă doar atât vreau să amintesc că, pentru că astăzi vorbesc în numele instituției pe care o reprezint, prin investițiile care sunt finanțate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ca o filă de istorie, Mănăstirea Arbore va fi restaurată după 500 de ani printr-un amplu proiect de restaurare. Dați-mi voie să îi mulțumesc domnului primar pentru invitație și totodată să-l felicit pentru frumoasa organizare acestui eveniment cu semnificația aparte pentru comunitatea dumneavoastră. Un popor care își privește destinul care îi se așternă în față nu poate sta liniștit dacă nu înțelege și își cinstește memoria înaintașilor săi. Astfel încât e important ca aceste evenimente să fie dublate de participarea părinților, a cărturarilor noștri și mă bucură că a trezit în întreaga dumneavoastră comunitate semnificații aparte. Această adunare de astăzi, care s-a făcut tocmai ca să aducă aminte despre ceea ce a făcut Luca Arbure pentru Suceava și nu numai pentru toată țara Moldovei în acea perioadă. Această aducere aminte de astăzi a crescut în inimile tuturor iubirea pentru această comunitate Arbure, pentru acest hatman al cetății Sucevei, Luca Arbure, dar și pentru noi toți care suntem de față. Pentru faptul că Luca Arbure a știut să gestioneze toată perioada cât a fost tutorele lui Ștefăniță, a știut să gestioneze întreaga țara Moldovei, astfel încât nu a intrat în niciun conflict. Noi arborenii ne-am mândrit întotdeauna cu numele hatmanului Luca Arbure. Ne-a numit școala după numele lui, strada principală, devenind o emblemă. Însă nu toată lumea știe că undeva în țară, la o distanță de 460 de kilometri, în localitatea Bradu, o unitate militară poartă numele. Reprezentanți acestei unități sunt aici pentru a-i omagea numele și pentru a-i depune o placă comemorativă. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Prin stropire cu aceasta.
Domnului și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Succesiunea moștenirii valorilor noastre, morale și culturale, a fost posibilă datorită familiei. De aceea, în această zi dorim să arătăm prețuirea noastră celor ce reprezintă pentru noi un real exemplu de conviețuire, mai ales în aceste vremuri, cuplurile ce în acest an au împlinit 50 de ani de căsătorie. În aplauzele noastre, invit pe scenă familiile. Nemurirea. Unii au construit biserici, alții au câștigat războaie, unii au crescut orfani, alții au hrănit flămânzi și unii au ales să lasă moștenire urmașilor, negru pe alb, cuvinte ce vor prinde viață în mâinile cititorului. Țin în mâinile mele două nestemate, cartea profesorului universitar Vasile Delciuc și cartea profesorului nostru de suflet, Vasile Botnar. Din punct de vedere structural, volumul, ce însumează aproximativ 270 de pagini, debutează cu un cuvânt înainte, în conținutul căruia părintele profesor prezintă rațiunile pentru care a întreprins acest demers științific, după care începe corpusul propriu-zis al cărții, divizată în șase secțiuni care prezintă in extenso viața și activitatea hatmanului Luca Arbure. Astăzi, când s-a făcut pomenirea lui Luca Arbure, n-am făcut altceva decât să ne exprimăm florile recunoștinței pentru cei care au făcut istorie. Noi scriem ceea ce au făcut alții. Cronicarul spune undeva: mâna va putrezi, scrisul va trăi. Luați și răsfuiți această carte și veți afla multe lucruri despre care poate puțin ați știut, despre cel ce a fost mare reportar, mare diplomat și ambasador al țării Moldovei în timpul lui Ștefan cel Mare, Bogdan al I-lea și Ștefan cel Mare. A studiat și a cercetat profund toate documentele posibile din arhivele și bibliotecile țării. S-a plecat și asupra poveștilor bătrânilor și legându-le toate la un loc, a umplut acel vol cum s-a exprimat dumnealui. Aducând noi dovezi și completări în descrierea satului de la origini până în prezent. Referitor la Luca Arbure, a scris mult, fiindcă multe aspecte nu sunt elucidate. Pe scurt, ar fi fiul lui Cârstea Arbure, stârclavul de Neamț, cel care în bătălia la Războieni din 1476 ar fi murit. Ion Nistor, despre care domnul general amintea, s-a plecat mult asupra acestui personaj, a vizitat Arburea de multe ori, a sprijinit Arburea, este de părere că Arburecu aparține unei familii care inițial s-a numit Copaciu, venită cu seata de vitej descălecători de sară în 1859 din Ardeal.
și grav.